Ediția 18-a Balului Gospodarilor din Comuna Poiana Stâmpei a reunit în sala Casei de Cultură Elisei Todașcă peste 400 de gospodari, ceea ce înseamnă că putem spune fără să greșim că aici obiceiurile populare capătă în fiecare an viață. Odată ajunși la Casa de Cultură, oamenii sunt întâmpinați de primarul comunei, Viluț Mezdrea, cu flori, dar și cu insigne cu tricolor care ne transmit tuturor faptul că ne aflăm într-un an istoric, în anul centenar. Îmbrăcați în straie populare, redescoperite în lada cu zestre a bunicilor sau țesute la comandă de femeile locului, oamenii aduc tradiția în actual prin portul costumelor populare, prin pași de dans, prin hore, dragoste de neam și voie bună. Bătrânii spun că Balul Gospodarilor organizat de 18 ani în localitatea suceveană Poiana Stâmpei întrece chiar frumusețea horelor sătești de odinioară, jucate în case țărănești, la șezător sau pe plaiurile înverzite. Ioan Florea are 84 de ani, iar azi își amintește cu drag de vremurile tinereții când altfel parcă învârtea horile în sat. De la acest bal el nu a lipsit niciodată în 18 ani. În raport cu vârsta, atunci eram mai tânăr, eram mai mulți tineri și așa, și era altă atmosferă. Acum am mai îmbătrânit și e altă atmosferă. Dar spuneți-mi, de la an la an, observați vreo schimbare la acest bal al gospodarilor? Oricum, noi iubim foarte mult și portul și tradiția și tot, absolut. E mai frumos ca la orice, ca la o nuntă, ca la o petreșă oricare și așa, și oricum e frumos și vine cu plăcere. Abia așteptăm. Și Maramureșul istoric a fost prezent la Poiana Stâmpei. Urmașii lui Bogdan recunosc că evenimentul de aici este unul organizat exemplar și tocmai de aceea și-au adus și ei costumele populare. Am venit la Naș la Vatra Dorne, avem Naș la Vatra Dorne și am venit aici și am venit acum la bal, ne-au invitat la bal și pe noi. Pentru prima dată la acest bal? Da. Prima dată. Dar ați mai auzit de această petrecere? Și ne bucurăm pentru că se dă dovadă că este un primar adevărat și se mai respectă tradiția. Și ne bucurăm. De-aia am și venit îmbrăcați în port național. Ne-a lăsat o impresie bună. Am rămas uimit, un pic, foarte multă lume, multe porturi, diferite fața noastră, n-am văzut până acum. În rest e ok, e frumos. Pe ritm de muzică populară, cântată de interpreții invitați, gospodarii dansează în hore sau doi câte doi. Pe miezul nopții, Casa de Cultură din Comuna Poiana Stâmpei devine neîncăpătoare. Peste 400 de persoane, dintre care jumătate tineri, încearcă să-și facă loc în dans. Privită de sus, lumea satului pare ca un adevărat câmp de flori, dominat de albul costumelor și de oameni gospodari. De aici, de sus, se vede o lume uniformizată a culorilor și a demnității țărănești. Oh,
Laura Erhanno, reprezentantă de frunte a tinerei generații de muzică populară, îi încântă de 3 ani pe cei prezenți la acest bal. Oamenii s-au obișnuit deja cu melodiile sale, își fac fotografii cu ea și spun că nu le-ar fi pe plac dacă aceasta ar lipsi. Invitatul special însă de anul acesta a fost Tinu Vereșezan. Cu o modestie rar întâlnită azi, dar și cu un program artistic deosebit, artistul reușește să lase în urma sa o ediție memorabilă a balului gospodarilor. De altfel, nu face pentru prima dată acest lucru, acesta aflându-se pentru a treia oară la poarta de intrare în Bucovina. Mă simt ca și acasă. Am venit cu mare drag în această frumoasă seară la Poiana Stampei pentru că am simțit nevoia să fiu din nou alături de bucovinienii ăștia frumoși. Văd că a înflorit foarte, foarte mult această frumoasă comună. Această frumoasă sală nu era când am fost eu aici, era Căminul Cultural din Poiana Stampei. Am rămas impresionat plăcut de această frumoasă evoluție. Te așteptai să găsești atâția oameni îmbrăcați în costum popular aici la Poiana Stampei? Știam că este un bal al gospodarilor, mi-a spus domnul director Petrică că o să vin la această frumoasă manifestare și că vor fi oameni îmbrăcați în straie populare, dar nu mă așteptam să fie toți, chiar toți în straie populare. O imagine superbă! Pentru 30 de ani, duminică în rușă.
Așa cum se întâmplă în fiecare an, gospodarii au putut participa și la tombole și au plecat acasă și cu multe premii de care să se folosească pe parcursul anului. Numărul 144. Cine are numărul 144? De acolo, așteptăm. Premiul cu numărul 1. Felicitări! Dacă în anii anteriori la acest bal ajungeau puțin peste 200 de persoane, anul acesta peste 400 de oameni au fost prezenți. Cel care organizează în fiecare an acest eveniment și care încearcă să aducă an de an elementul de noutate este primarul comunei Viluț Mezdrea. Un eveniment organizat din suflet pentru oamenii din comuna Poiana Stampe, pentru gospodare din Poiana Stampe de această dată, dar și pentru musafirii noștri, vecinii noștri dragi, care au ținut să fie alături de noi la acest frumos eveniment, care an de an s-a dovedit a fi o reușită. Sigur, anul acesta suntem maturi, aș putea spune, pentru că suntem la 18-a ediție și n-a fost nici ușor, dar nici greu. Dar iată că eforturile din decursul anilor trecuți ne-au făcut ca în acest an 2018 să fim mai bine pregătiți și mai mulți gospodari. Și când spun gospodari, mă refer la faptul că 90% din cei prezenți astăzi la acest eveniment poartă frumosul costum popular. Fie el de Poiana Stampei în preponderență, dar și din alte zone etnografice care au venit cu costumul lor. Și poate că este bine, pentru că astfel putem face o comparație între costumul bucovinean, care este la fel de frumos, ca și costumul din altă zonă etnografică. Orele trec, iar voia bună se stinge dimineața. Dorința organizatorilor de a transmite celor tineri obiceiurile și portul popular a fost îndeplinită și anul acesta. Gospodarii au venit la bal, au jucat cu foc, iar acum se împrăștie la casele lor, însoțiți de o altă dorință, mai puternică. Dumnezeu să le dea sănătate să poată participa și anul viitor la o nouă ediție a Balului Gospodarilor.